În eșalonul al treilea fotbalistic, vineri are loc prima etapă a returului SCM Argeșul Pitești, urmând să primească replica echipei Urban Titu. Eugen Angel, unul dintre secunzii lui Iulian Crivac, a declarat că echipa trebuie să își adjudece cele 3 puncte. Este un meci tipic de campionat, care bineînțeles îl vom aborda la victorie, așa cum am abordat toate partidele de până acum. Gabi Alexe, directorul sportiv al piteștenilor, a declarat că mai sunt meciuri de jucat și SCM Argeșul are nevoie în continuare de puncte în lupta pentru promovare. Este un campionat lung care mai are multe jocuri de disputat. Va fi play-off-ul, deci cu contracandidatele ne vom mai întâlni de 3 ori până la finalul sezonului. Deocamdată e important să terminăm aceste 5 jocuri cu 5 victorii, după care vom trage linie și vom analiza ce ne lipsește, ce ne mai trebuie și jucătorii care considerăm că ne sunt necesari pentru a lupta până la ultima etapă la promovare. SCM Argeșul Pitești ocupă primul loc în ierarhie cu 26 de puncte, urmată de Chindia cu 24.